Creația Centrului. Într-o altă prelegere am spus că sfera tatar se dilată și se atinge, din loc în loc, de fața internă a sferei mamar. Sfera tatar face în aceste puncte de contact protuberante pe suprafața sa și, corespunzător lor, se creează adâncituri pe suprafața internă a sferei mamar. Această dispoziție fiind îndeplinită, din dreptul protuberantelor sferei tatar sunt aruncate scântei absorbite de mamar. Când trece din tatar în sfera mamar, scânteia îmbracă materia neutră a respiratorului. Prin acest fapt, scânteia, parte din Dumnezeu, cu toate calitățile și puterile Tatălui, devine o individualitate, un Dumnezeu în miniatură. Ieșind din sfera tatar, particula devine o entitate separată de Tatăl. În sfera tatar, scânteia era o celulă a Tatălui. De îndată ce a ieșit din colectivitatea Dumnezeu și s-a îmbrăcat cu haina substanței din respirator, scânteia a devenit un candidat de Duh. Ajunsă în mamar, scânteia este îmbrăcată cu materia mamară și în același timp era dememorializată. Sfera divină, denumită și Dumnezeu, este compusă, după cum am mai spus, din trei corpuri sferice, care se învelesc unele pe altele, fiecare fiind formată dintr-o anumită materie. Materia tătarului, materia respiratorului și materia mamarului. În ansamblul ei, sfera divină se comportă ca o ființă supraeterică, formată din două părți, una fecundatoare, pozitivă și masculină, și alta fecundată, feminină și negativă, adică această ființă uriașă ca dimensiune, mai mare decât oricare din cele patru universuri, se autofecundează, corespunzând din acest punct de vedere unei ființe hermafrodite de pe pământ. Sfera tatar fecundează sfera mamar, iar după mii și mii de ani petrecuți în sfera mamar, scânteile primite și preparate de fiii divini sunt trimise în unul din cele patru universuri. Aceste celule divine, aceste scântei Dumnezei, nu au nume, pentru că sunt miliarde nesfârșite. Să luăm un exemplu, pentru a face înțeles acest anonimat. Regele vostru privește poporul. El nu cunoaște numele fiecărui cetățean în parte. El înțelege și vede în fața sa o colectivitate de indivizi, poporul român. Poporul este un termen, fără a spune un nume propriu de individ. La fel și cu duhurile. Ele sunt asemenea nisipului oceanelor, fără număr. Nu au nume, dar se disting între ele după culoarea lor. Culoarea unui duh este în legătură cu evoluția sa. Astfel, duhurile pământului, s-a mai spus, se împart în trei categorii mari, roșii, albastre și albe. Îngerii pământului au culoarea albă-aurie, iar sfintele duhuri au pe lângă culoarea îngerilor anumite decorări sau semne, care le indică rangul în ceata îngerilor. Există planete unde duhurile oameni au culori verzi, albastre, violacee, etc. Entitățile de pe fiecare planetă sau soare au culorile lor și semnele aplicate pe culorile lor, indicând tot atâtea trepte, chiar în sânul aceleiași categorii de spirite. Nu poți da un nume unui duh, ci știi că este dintr-o anumită categorie. Când privești o ceată de vrăbii, știi că sunt vrăbii, dar cum să le pui pe nume la fiecare? Nu li se poate da decât numele grupului din care fac parte. Jos, la suprafața pământului, fiecare duh întrupat îi se dă un nume. În spațiile infinite nu mai este posibil să se dea fiecărui duh un nume, ci cel mult numele grupului omogen format de acele duhuri. Îngeri, arhangheli, serafini, ofanini, etc. Prin urmare, Rafael, Mihael, Gabriel, etc., nu este numele unei entități, ci numele gradului unei serii de îngeri. Tatăl nu se mai ocupă de evenimentele ce se vor petrece într-un sistem solar oarecare. El dă delegație guvernatorilor solari și planetari ca în numele său și după legile sale să conducă evoluția acelui sistem planetar. Venim într-una din sferele create pentru a îndeplini opera la care au fost trimise. Duhurile superioare sunt silite să se asocieze câte 3 la un loc pentru a forma o forță treimică. 3 entități conduc pe fiecare din miliardele de sori. 3 entități conduc miile de miliarde de planete de pretutindeni. Veșnic, o trinitate conduce totul. Această trinitate este înconjurată de un cordon fluidic care, virtual, le obligă să lucreze întotdeauna împreună, dând o singură directivă. Pe când erau răspândite în veșnicia anterioară, libere prin haos, celulele divine erau individualități cu aparență de corpuri moarte, fără viață. Când au auzit chemarea primelor 3 celule, care au format primul nucleu divin, au început să se miște și să se asocieze și ele câte 3, înconjurându-se de un fel de substanță lipicioasă emanată de prima treime. Înconjurate cu această substanță, au fost atrase de iubirea nucleului Tată Dumnezeu și astfel diametrul acestui nucleu a crescut prin creșterea numărului celulelor sale. Această creștere se continuă mereu. Azi, sfera tătar este incomensurabilă. Ea absorbe și emite mereu celule divine. Unele din aceste celule au misiunea să contribuie la perfectarea sferei cu creații. Altele sunt trimise ca misionari la marginea cosmosului, ca să atragă, prin convingere, din haos particule haotice noi. Scânteile ieșite din tătar au 2 roluri de îndeplinit. Ori pornesc în lumea creată, ori vor chema pe surorile lor din haos. Cât timp celula divină este în interiorul sferei cap, lucrează în armonie cu celelalte miliarde de celule divine, la marea opera evoluției, a tot ce Tatăl creează. De îndată ce a ieșit din sfera tătar și s-a sustras legii colectivității, ea devine o forță liberă, activând cum i se va părea mai bine. Odată, la începutului oricărei creații, 3 celule sau particule din haos s-au unit, pentru prima oară, prin dragostea ce au simțit-o una față de alta. Așa a fost la început. De atunci a trecut o veșnicie. Azi, condițiile s-au schimbat prin infinita evoluție. Când o celulă divină supusă și înțelegătoare iese din sfera tată, este îmbrăcată cu o anumită haină în mamar, dacă e destinată să prelucreze materiile din universuri, și este îmbrăcată cu altă haină, dacă va pleca să lucreze direct asupra particulelor din haos. În al doilea caz, îi se lasă scânteii toată puterea și înțelegerea că este Dumnezeu. Câtă dragoste, câtă înțelegere și cunoștință despre opera grandioasă a creațiilor trebuie să aibă acest mic Dumnezeu, liber și individualizat, parte din torul pentru ca el să nu devieze, să nu se înfumureze, să nu lucreze în afara voinței centrale a colectivității capului de Dumnezeu. Numai această dragoste și înțelegere poate aduce rezultate sublime. O răzvrătire a celulei divine destinată să lucreze asupra particulelor din haos poate produce rezultate incalculabile, distrugând într-o clipă toate universurile, totul dezintegrându-se și particulele întorcându-se în haos, în starea lor primitivă. Această nenorocire s-a întâmplat odată în veșnicia ce a trecut. Din această cauză, Tatăl, cât e El de înțelept și bun, se teme de nechipzuința vreuneia dintre celulele sale. Prin asocierea particulelor haotice s-a format Tatăl și el, prin chemarea particulelor haotice și organizarea lor, a creat universurile de până azi. O anarhie în masă a duhurilor din cosmos poate face să piară universuri, impunând în pericol divinitatea centrală. Armonia tuturor contribuie la progresul totului. Azi, legea le ține pe toate ca într-un cerc de fier. Cine se abate de la legile care contribuie la progres, cade imediat sub sancțiunea suferinței. Cea mai mică încălcare a codului ceresc se poate transforma, prin repetare, în anarhie sau răzvrătire. De aceea, cea mai mică greșeală este prompt urmată de pedeapsă, pentru a se imprima adânc și pentru veșnicie în conștiința fiecăruia că orice abatere atrage după sine suferința, conform legilor stabilite.